Buongiorno Massimo. Buongiorno, buonasera. Salute, che fa domnule? Bene, bene, bene. Che si fa? Che c'è in carantina, in cercanza di folosi di te che avevamo a disposizione, per tu sa, in buona tazzinza, pure in queste lucruri la punta. Intra del work, mamma pucata in queste trabe che era andesile che mi andavo a fare. Da come l'hanno fatto? Cum supor stato sta in casa, tu fiind o persoană activă, tot timpul în mișcare, antrenamente, întâlniri, cred că e greu. Da, este foarte bine pentru că antrenamente îl fac zilnic, adică am aici o cicletă, o cross training in camera și de la parter până la camera care o am eu sunt 3 etaje. Atunci fiecare moment urc, cobor, pun la pun ceva. Am o gradina de aranjat, adică mi-e țin activ. Norocul este că nu mă nebunesc într-o mic apartament, dacă nu era foarte greu. Massimo, în primul rând vreau să-ți mulțumesc că ai acceptat să vorbim și Știi că e o plăcere. ești un om cu mare experiență atât în fotbalul din Italia, activând și ca fotbalist la nivel de Serie B, Serie C, ai lucrat la AC Milan, la Academia lui AC Milan, în România ai antrenat la nivel Și de la Inter. senior Și la Inter. și la Inter. În România ai activat la nivel de senior, la nivel de junior, deci ai o vastă, vastă experiență fotbalistică. Da. Aș vrea să te întreb în primul rând, de lucrând la AC Milan și lucrând și aici cu copii la Steaua, care este diferența între părinții din Italia și părinții din România, dintre părinții jucătorilor, copiilor care fac fotbal. Am văzut că este așa o nebunie cu părinții care își ceartă mai mult decât antrenorii copiii, îi obligă să vină la fotbal, pun foarte mare presiune pe ei. Vreau să te întreb dacă există diferența asta între România și Italia. Vreau să fac o mică prezentare Da. înainte. Este o diferență sostanziale în momentul în care tu muncesti la Inter sau la Milan sau la Verona, unde eu am muncit, unde sunt echipe de nume, da? Cu un settore de tineri și juniori foarte dezvoltat, deja acolo ai un avantaggio, adică hai la disposizione un materiale mai buono, hai la disposizione già un materiale che ha già o mentalità mai potrivita per ciò che si intempla. Da, mi amintesc una scedinza mare che abbiamo avuto la Inter in anni, mi pare, 98, 99, dove era, no, 99, perché era sci Velasco, Julio Velasco, che ha fost direttore tecnico, la Lazio la Inter direttore tecnico. Mi amintesco che è straordinaria, fosse una persona deosebita. Primo intervare a fosse competenze interne relazionali con Parenzi. Io mi sono sentito da una. Io sono argentino, anzi c'è, sono venuto in Italia, sono Taicia de Multi. Parenzi sono la fel peste tot. Tutta lume dice che sono o sursa, e io dico che sono o sursa dei problemi. Asta a fost introducerea care Da. el ne-a zis. Într-adevăr, nu ai cum, mai ales că intră generația mea, că eu am fost și jucătorul la Milan, 7 ani la copii și juniori, s-au schimbat enorm situație, relație. Părinții din ce în ce au devenit mai mult prezenți, mai mult implicați în domeniul fotbal juvenil. E pentru aceste lucruri, într-adevăr, mai multe probleme au apărut din cauza asta. Orice părinte vede copilul lui cel mai bun, cel mai tare, viitorul Messi, viitorul Ronaldo, nu are o visiune obiettiva, are subiettiva, nu este o visiune de realitate. Și eu am 2 copii de prima căsătorie în Italia, cel mai mare a fost Să fotbalist. trăiască! Mulțumesc, a giocato la Inter e la Milan, dei copii e juniori, da, e dopo ha giocato a livello di Liga 3. Da. È molto difficile, io in qualità di allenatore non mi ho mai bagato, perché
peste el și peste antrenor. Dar el a avut momentele dificile, a avut momentele fericite, dar niciodată am încercat să îi deschid creierul. I-am încercat să spune, în locul să te plângi, caută soluții. Am încercat mereu să-l sprijin cum m-aș dori, ca un părinte sprijin un copil că fie antrenat de la mine. Nu știu dacă am făcut bine, nu știu dacă am făcut rău, dar este foarte dificil în calitatea părinte, pentru că părintele de astăzi vor să satisfacă orice dorință a copilului. O altă persoană foarte importantă în fotbal care am cunoscut-o, che a fost Mino Favini dell'Atalanta, che ha fatto un scouter straordinario, un chef di centro che ha scoperto molto footballista, ha detto che se cresce non numai cu da, se cresce și cu nu. Uh-huh. Din păcate noi părinte cuvântul nu ne sună un pic rău. Nu prea spunem. Exact. Da, ma nu, câteodată pentru exces de iubire, nu facem bine. Nu facem bine. Pentru că noi avem dorit, adică copilul la școală ia o notă prostă, vinovată este profesor. Vine acasă, e pe bancă, nu joacă, vinovată este antrenor. Cioè, noi nu punem niciodată, nu sub acuzație copilul, dar trebuie să vorbim cu el. Dacă vrei mai mult, trebuie să te implici mai mult. Măcar să explici motivele, să explici realitatea pentru ce a luat notă proastă, pentru ce nu joacă. Perfect. Nu joacă. Ok, nu joci, poate fi că sunt niște, noi suntem și în domeniul fotbal, antrenorii care tu poți să fai orice minune, ei nu te ved. Și eu am trecut pentru momentele grele de genul ăsta, dar asta nu înseamnă că eu nu trebuie să mi dau la o parte. Eu împlinesc datorita mea de se pune o atitudine potrivită mereu. Nu mi alegi, ok, asta este treaba ta. Da. Eu m-am pus mereu, mi-amintesc multe experiențe de genul ăsta, că, de exemplu, în 18 ani de fotbal în Italia, intra B și C, ne-am trăit și eu. Am avut și eu unul sau doi ani un pic dificil, da? Că antrenorul mi metea mereu în discuție, ok, am zis, intră o discuție personală cu antrenorul la, de față, i-am zis, vreau să ved cine se obosește mai devreme, mai înainte, domna voastră că me lăsa pe bancă sau eu că vă pun în dificultate fiecare antrenament. Asta a fost dorința mea. Asta e atitudinea care ar trebui să aibă toți, să dovedească antrenament la antrenament că merită să joace. Exact, dar problema este că un an putea să fac orice minune, dar eram ținut pe linia a doua. Dar asta se întâmplă. A fost un an dificil, dar am ieșit cu un caracter mai puternic. Am ieșit cu o atitudine mai potrivită pentru următoarele ani. Vreau să te întreb, în postura ta de părinte, cu copilul jucând fotbal, ai fost vreodată să vorbești cu șeful centrului sau cu antrenorul să îl bage pe fiul tău în echipă? Sau să, nu știu, să vorbești pentru el? Uite, acum te spun niște lucruri, nu? Da. Copilul meu a făcut-o la Milan, când era un antrenor la Milan. După eu m-am adus la Inter, a venit cu mine la Inter. Bineînțeles că înainte toată lumea vedea ca copilul băiatul lui tata. Uite, tata antrenor. Primul an s-a descurcat destul de bine. Al doilea an, pasajul de la Milan la Inter, foarte bine. Al treilea an, a avut un antrenor care era colegul meu. Un mare fotbalista de la Inter. Eu eram antrenor de la, zicem așa, de la juniori, 18 ani. Da, e copilul meu avea 15 ani, da? Era de două categorii mai sub decât mai de jos, da. El l-a pus în discuție, adică nu băga deloc, ținia pe bani, nicio, e noi ne schimbam în vestiarul, unul lângă celălalt. Niciodată eu i-am întrebat ceva, de ce nu joacă copilul, de ce trebuie să joci, s-a împins ceva. Nu știu de anca a făcut bine, dar mi s-a părut o relație potrivită. Te las să fai ce tu te gândești. Gândește-te că este un copil de 16 ani.
Câteodată nu trebuie să-i dai motivare, să-i spui, să-i explici de ce nu joacă, dar trebuie să-i tratezi tot la fel. Nu l-am făcut, nu m-am băgat niciodată peste ei, niciodată. Norocul meu și ghinionul copilul meu, că a fost și jocatorul meu la Monza, Liga 3. Era cel mai tiner, avea 18 ani, debutase deja anul înainte cu celălalt antrenor, dar când am venit eu, era o situație foarte dificilă. Echipa la limite de faliment, nu plăteau salariile, discuții în vestiari era de toate, din afara fotbal. Trebuie să dau banii, m-au dat afară din casă, nu plătesc chiria, nu plătesc asta. Deci sunt astea și erau de astea și în Italia pe vremea aia. Eu am trecut la Monza, unde este președinte acum Berlusconi. O echipă deosebită, dar din păcate un an extraordinar de dificil, dar și acolo a fost interesant pentru mine, pentru că m-am descurcat într-o situație grea. Vreau să spun un lucru. Copilul, în momentul care a debutat, a jocat foarte bine, în momentul care recupera jucătorul care era accidentat e trebuie să joace, cine stă pe vară? Copilul meu. Copilul. Da? Pentru că el nu zicea nimic. Ceilalți aveam și un echilibru, trebuie să ținem un echilibru. A fost extraordinar, capitanul echipei, care juca fundaș central în cupla cu copilul meu când juca. La un moment dat a venit la mine, m-a zis, mister, cer scuze, dar vreau să vă întreb ceva. De ce nu joacă Andreea, copilul vostru? E cel mai în formă, e cel mai bun. Noi aici vedeți că mulți dintre noi nu au mentalitate, nu au atitudine, pentru că avem creierul în altă parte. I-am zis, copilul meu trebuie să învețe și dacă nu joacă. Pentru că noi avem niște echilibre de trebuie de făcut. Asta a fost o situație dificilă. Bine, a jocat 20 de meci, nu am jucat de rău. Da, vreau să te întreb, Massimo, copilul tău a venit nu în vestiar sau nu la tine, acasă, să zică, bă, tată, ce faci? Ești nebun? Ce faci? Îi bași pe aia și eu ce fac? Stau să mă uit? Niciodată. Niciodată, pentru că este un băiat extraordinar. Probabil a suferit, probabil avea nevoie să-mi spune ceva, dar niciodată a venit... Sau să vorbească cu soția, să-i spună, bă, mamă, ce face tata? Ce și făcea? Vorbește tu cu el. Soția, noi eram certat mereu, pentru că el vorbește, fai, zice, spune, nu se poate. Eu am avut o viziune, ce trebuie să transfer la copiii mei a fost seriozitate, loialitate, încredere, să nu te dai la o parte pe orice se întâmplă. I-am zis mereu că nu neapărat tu trebuie să fii fotbalist, faptul că tatăl ăsta a fost fotbalist și antrenor. El a ales, bine, după s-a accidentat, din păcate s-a lansat de fotbal, a ales un alt domeniu unde este realizat. Satisfația e că să aveți copiii tăi fericiți și realizați în viață. Da. Azi mi se pare că se pune prea mult accent. Adică un copil de 10 ani deja are o viață foarte restrictă, tot îndreptată la un singur lucru, să devine fotbalist. Crezi, Massimo, că greșeala asta vine și din faptul că părinții se gândesc să nu neapărat să scape de sărăcie, să trăiască mai bine dacă ajunge copilul fotbalist? Zicem așa că un 70% este așa. 70% este ca ei se gândesc că poate se scapă de anumite situații economice sprijinind copilul lor, no? Să devine fotbalist. Dar problema că noi trebuie să facem socotele, numere, da? Pentru că în momentul care, acum tu le știi probabil, nu? Un jucător, la 10.000 de copii legitimați, devine jucător profesionist. Unul la 10.000. Asta ce înseamnă? Că este procentul este atât de mic, da? Că tu nu poți să puni tot efortul tău într-o singură direcție. Percursul trebuie să fie școala prioritate. Pentru că școala este baza lor din viitor. Dacă azi nu ai un... Uite-te, în România, dacă nu ești bacalaureat, tu poți să nu poți să faci curs antrenori. Curs de antrenori, corect. Deja înseamnă o
deja trebuie să fii deja un nivel de studii, da? Da. Tu vrei să fai o activitate fizică, ok, fai activitate fizică, dar din plăcere trebuie să fie început. Nu că te duce părintele cu forța să faci forță. Sau exact, sau face tot efortul să investească într-o singură direcție. Pentru că, uite-te, eu am avut mult, am antrenat 14 ani în sector de tine și juniori și 14 ani în nivelul de prim echipă. Am văzut jucătorii extraordinari de talent. Ca unul care n-au ajuns. Nu, că punea mano pe foc. Zice, asta ajunge. Accidentare. Prietenie greșite. Mentalitate de s-a saturat, că nu mai putea. Da? S-au lăsat de fotbal. Asta nu înseamnă că neapărat tu trebuie să ajungi. Am văzut și jucătorii, zicem așa, între vierii mele, modesti sau normali. Normal, că nu aveam, că nu eram sclipitori în domeniul de fotbal. Erau constant, erau serios, aveau atitudine potrivită, nu se dădeau mai la parte, dar că au ajuns, că au jucat multe ani în Liga I. Asta este situația. Din punctul meu de vedere, fiecare dintre ei trebuie să abia un percurs. Eu ved acum pe internet copii de 10 ani care părinții îi aduc la parculeț sau pe gradină să îi antreneze, face antrenament suplimentar, să îi face, să îi ia un motivator, un antrenor personal. Antrenor personal, să facă antrenamente, pentru că, zicem, mai mult se antrenează, mai mult se îmbunătățesc. Mm-hmm. Percentul nu este chiar așa. Mai mult antrenamente face, mai puțin timp el are la dispoziția pentru el. Dispoziția pentru el. Pentru trai viața și un copil. Înțelegeți? Noi antrenamente individuale de generația noastră era pe stradă. Că noi jucam, da, jucam miuța aia pe stradă când te distrai practic. Exact. Azi nu e. Dacă tu vezi un program de un copil născut în 2009, adică 11 ani face anul ăsta, face 4 antrenamente pe săptămână, da? Singurul zi care nu are antrenament, face antrenamente individual. Că sunt 5 antrenamente. Meci, sâmbătă și joacă și la duminică cu altă grupă. Adică e un copil care joacă 7 zile pe săptămână, numai fotbal. Și cu ce? Nu face nimic de plăcere, că e... Bravo. Și cu pretenție. A trebuit să fie mai bun, trebuie să fie aia. Copilul ăsta ajunge la 16 ani și zice, nu mai pot. La revedere. E un domeniu foarte dificil, cred. Și eu am avut și multe scuze, multe discuții și cu părinții, multe întâlniri. Primul lucru care îi spun sunt numerele, da? 1 la 10.000, gândiți-vă. 1 la 10.000. Bine, probabil ies de acolo, de la ședința cu tine și spun, bă, ăla 1 o să fie Fimiu. Perfect, ok. Colegul cu care tu zici, 1 o să fie Fimiu, el este celălalt, ce se întâmplă? Celălalt zice și el, nu, că ăla unul e Fimiu și continuă cu presiunea pe copil. Atunci, problema este care este dorința a părinților. Eu, în calitate de părinte, m-aș plăcea să văd copiii mei fericiți și realizați în viață. Nu știu în ce domeniu. Ei să aleg, eu pot să le ajut, dar fericiți și realizați. Nu neapărat fotbalist. Percursul este greu, este lung, tu știi foarte bine. Da. Noi probabil am fost avantajat pe generația noastră, pentru că nu aveam multe alte situații care ne furau. Nu erau alte atracții, nu erau tablete, laptopuri. Erau o femeie frumusică când eram noi 16 ani, era singura atracție care nu era. Da. Restul nu aveai numai fot, se trăia numai de fot. Azi nu. Azi avem o generație de copii mai dezvoltate în nivelul creierului, da? Dar mai puțin dezvoltate în nivelul motric. Nu eram extraordinar de dezvoltate în nivelul motric, mai puțin cu creierul, nu? Pentru că aveam puține situații de fapt. Asta este. Revenind, Mario, la fotbalul profesionist, da. la seniori, te-ai întâlnit, bănuiesc, de-a lungul carierei tale de antrenor cu foarte, foarte multe situații, atât în Italia, cât și în România.
Nu aș vrea să te întreb ceva punctual, că cred că ai foarte, foarte multe lucruri de împărtășit sau de povestit din experiența ta. Îmi poți spune un moment de, nu știu, de implicare sau de a-ți da sfaturi a unui conducător sau a unui director sportiv sau a unui superior pe linie ierarhică care la un moment dat a încercat să-și exprime anumite idei în fața ta sau să te constrângă să le pui în practică? Uite, sunt multe situații. Am avut și noroc. Orice echipă care eu am antrenat, am avut la dispoziție giocatori de loto naționale. Din afara Italia, che hanno fost la Liga 3, da? Sì, avevamo due giocatori della nazionale di Tinereta. Resto, in orice echipa care eu am antrenat, avevamo giocatori de loto naționale. Adică de un nivel ridicat în Da. comparație a altri, no? E a fost o plăcere întotdeauna ca munci cu aceste giocatori pentru că atenția care ei m-au dat, încredere care ei m-au dat, m-a sprijinit întotdeauna să merg mai departe. Da? Cela mai bună, cela mai mare satisfacție care pot să-i spun acum este cea care eu am avut acum 2 luni, 1 lună jumătate. E te spun de ce. Actualul selecționerul, că noi știm foarte bine că este Mirel Vador, mi-a fost jucător la Steaua și am muncit împreună la LAI. Acum eu sunt implicat la școala antrenorii din România și la UEFA Pro ca tutor. Eram prezente la curs. M-am adus în birou lui e el m-a arătat cum muncea, cum a făcut analiza pe Islanda, cum a scos niște idei și mi-a arătat niște situații de joc. Dacă eu, bineînțeles, am văzut. În momentul în care el m-a arătat-o asta, m-a zis, tu ce te gândești? Cum vezi situația asta? Cioè, o persoană care acum este la nivelul foarte ridicat. Bine, eu cu Mirel l-am sprijinit și la Steaua, că eu aveam licența, el l-a suportat și asta. Ați lucrat împreună la prima echipă. Eu am lucrat cu el pentru că tot timpul eu facem antrenamente cu fundaji, cu linia de fundaji, mi ocupau de fase de apărare cu Walter Zenk. E el tot timpul se amintea și acum mi zicea, bene, se no, noi eravamo abituati într-un fel, ai venit tu e ne-ai schimbat toate idee, toate gânduri, dar la început a fost greu, după a fost extraordinar. Da, un selecționer care vine la tine e te spune, uite, am văzut asta, am văzut asta. Ce părere ai? Bineînțeles că el nu ține contul de părere, ma probabil, dar vrea să ascultă, vrea și el. Asta e cea Da. mai mare satisfacție. Înseamnă că ai încredere într-o persoană, nu? E acestea sunt lucruri straordinari, foarte straordinari.